Îmi face o subit plăcere să fiu alături de cești frumoși prietenii mei, Sergiu Bulaș și Artem Ursoi, colegii mei, în primul rând, prin colaborare de asociații. Eu, în primul rând, ca candidat la doctor în știință, am venit cu această donație de cărți împreună cu dânsii pentru a arăta că nu sunt indiferent de educația pe care trebuie să aibă tinerii, de modul de viață pe care trebuie să-l aibă, un mediu de viață sănătos, bine cultivat, bine pus la punct, adică noi trebuie să fim cei care se motivăm pe tineri, că ei sunt obiectivul principal pe care îl urmărește societatea Republicii Moldova și în special eu îl urmăresc pentru că doresc ca orașul Ștefan Vodă să aibă loc un progres și o evoluție a educației în mai multe domenii, literatură, literatură artistică, în literatură universală și altele. Bună. Eu reprezint Centrul Internațional Antidoc și colegul meu Artem Pursoi, care reprezintă, este președintele Centrului Național de Tineret AIAM. Istoria acestor cărți este foarte simplă, se datorează unor tineri originari din Republica Moldova, care la moment unii activează în România, alții fac studii și lor nu le este indiferent de situația din țara care este. Ei au creat un proiect care se numește Podul de Cărți. Asta este o idee nobilă, în care oamenii români, cetățenii români care vor să doneze cărți, vin într-un anumit loc, la o anumită perioadă de timp și donează cărți. Nimeni nu știe ce cărți o să fie. Nu se donează doar cărți de politică și cărți de religie, pentru că asta este o regulă, da? Noi, cu mare drag, distribuim aceste manuale în țara noastră. Aceasta este a 10-a distribuire, deja mai multe localități au primit manuale. Și scopul nostru este ca copiii să aibă acces, sunt biblioteci care nu au multe cărți. Noi vrem să contribuim într-un fel sau altul la îmbunătățirea stocului de cărți din bibliotecă. Iar tinerii se lectoreze, să vină într-un număr cât mai mare la bibliotecă, să devină mai deștepți, să cunoască că ei tot au posibilitatea, după ce vor deveni deștepți și vor avea posibilitatea să procuri cărți, să doneze și ei în continuare, pentru că o carte necitită este, mai ales dacă tu o ai acasă pe raft și ei este necitit, este păcat să stai. Și eu apreciez foarte mult gestul de lor, sper și dumneavoastră. Și prin intermediul lui Sandu, care este un băiat foarte activ în Ștefan Vodă, are mai multe inițiative, am văzut, ne-a arătat acolo colțul pentru citit, eu sper că oamenii acelor să servească un punct în care oamenii care o să facă schimb de cărți. Alte idei în care noi pe Sandu chiar cu adevărat îl susținem, promovăm mod sănătos de viață cu Centrul Internațional Antidrog, mergem des în România, colegii noștri ne fac invitații. Cam asta este despre cărți. Eu vreau să urez tinerilor lecturi frumoase și noi vom mai veni de fiecare dată când vom avea ocazia la dumneavoastră ca să... Eu, în primul rând, lucrătorii noastre ne bucurăm foarte mult de această donație. Și pe parcurs cât că și copiii și cititorii maturi o să ne bucure și o să le citească. Și vreau să vă spun că chiar în săptămâna aceasta am făcut, vedeți, dorința ta față de bibliotecă și ideea contează. Și copiii din toate că acum e o problemă societății, că calculatorul predomină asupra cititului, totuși noi am făcut calculele și am făcut analiza calculului, noi avem o cutioară și am făcut analiză. Totuși, copilașii au ajuns la concluzia singuri că cartea trebuie citită, cartea, prevalează cartea. Dar a doua trință lor este distracțiile. Dar totuși ei socotc cartea. Și tare mult ne-a bucurat când un copilaș a scris, eu nu le țin minte pe toate, un copilaș a scris așa o idee și noi nu știu dacă o să putem să implementăm, ca toți părinții din Orășel să strângă bani, să construiască o bibliotecă și să facă un fond nou de carte. Vă închipui ce idee. Dar o fetiță ne-a spus că în bibliotecă, când o să intre pe toate mesele în bibliotecă, să stea numai flori. Dar totuși ei spun că noi am ajuns la concluzia că copiii socot, că cartea prevalează. Dar ei iubesc distracție. Așa e copilul. Dar problema, eu nu lucrez o viață, 28 de ani, după 29 de ani cu copii, și am ajuns la concluzia că copilul nu e vinovat,
e vinovat în primul rând. Eu nu sunt. Noi suntem însuși părinții care nu le lămurește, care nu le, cum să vă spun, să lucreze însuși individual cu copilul. Când copilul lucrează în grup, eu s-o cot așa, că mai bine, efectul e mai mare când lucrezi individual. Când lucrezi, citește mama, când citește tata, când citește bunica, efectul e mai mare. Nu l-a dat toți copiii, când seara vor să doarme, îi roagă părinții să le citească povești. Dar asta, chiar așa știu, copiii sunt cei mai sinceri. Cei mai sinceri, da. Ei, de fiecare dată, dacă am spus că vor o bibliotecă, ei chiar o vor. Ei vor. Sau dacă am spus că vor flori, înseamnă că ei chiar vor flori. Mă, rămâne noi, cei maturi, să cultivăm dragostea față de carte. Să le cultivăm, nu, da. Depinde de noi. Da, depinde. Eu socot că depinde, în primul rând, noi maturi, apoi copilul e copil. Ce alternativă le dăm? Aceia culegem. Aceia culegem. Vă mulțumim foarte mult și ne bucurăm de donație. Ne bucurăm foarte mult de donația care a fost dăruită cititorului viitorilor și actualilor cititori ai Bibliotecii Publice de Ștefan Vodă. Cred că va fi de folos. Ne se bucură tot colectivul, ne bucurăm din inimă și din tot sufletul. Doresc sănătate și numai bine celor ce ne-au făcut această donație.